Doamnă și domnule, bine v-am regăsit! Am rezolvat și cu haosul ăsta din bibliotecă. Mai am un pic, un pic de haos, un haosuc. Da? Și după aia o să avem noi studioul nostru, adică al dumneavoastră și al meu. Și încet, încet, să mai câte subiecte, că subiecte faine. Aici am ascund eu din când în când tot felul de chestii. Acum mai numai pălăria, văd că acolo. Bun. Și avem subiecte faine. Subiecte faine și trebuie să spunem o treabă. Subiectele pe care le aleg sunt subiecte care ar trebui dezbătute. Și nu întotdeauna sunt dezbătute sau mult prea rar sunt dezbătute. Și ca să nu încep de la general la particular, hai să povestim despre lucruri extrem de serioase. Uite aici. Prima știre. Grup for Media. Bani de toaletă nouă aprobați de guvern pentru școala din Axintele, pe care ministrul a vizitat-o cu presa, nu știu cum. Da, adică guvernul aprobă veceuri în școli. Sigur că profesorii și copiii din axintele județului Alumița se vor bucura că în sfârșit nu mai trebuie să meargă în fundul curții. Dar rolul unui guvern nu este să văruiască holuri, să facă veceuri sau să mai facă nu știu ce termopane pe nu știu unde. Și aici discutăm despre puterea de a intra în secolul XXI. Puterea de a scăpa de centralismul ăsta de F mediu boieresc, centralismul de boiernaș, în care cineva trebuie să aprobe ceva ca să se facă ceva. Nu, astea sunt proiecte de consiliu local. Să fac o toaletă la școală, să văruiesc un dispensar, da? asta nu trebuie să fie atribuțiile unui guvern. Astea sunt atribuțiile Consiliului Local în care vine directorul școlii și spune, băi, vezi că nu au copii unde să meargă la toaletă, vine doctorul și spune, ar trebui grăvit dispensarul, lucruri din astea. Numai așa putem înțelege, și din păcate nu se fac dezbateri pe tema asta, de ce România stă pe loc. Pentru că România, loc să fie o țară, este un sat. Atâta vreme cât guvernul face proiecte de, de Consiliul Local, România. României e aproape imposibil să meargă în secolul 21. Eu știu că lumea, când aude de regionalizare, are o problemă. Nu neapărat împotrivă, Dar se gândește, Bă, n-am mai avut niciodată. Sau cel puțin generația noastră n-a prins niciodată. Sunt unii care spun, nicio regionalizare, nicio decentralizare, să trăiască România, daci liberi, etc. Daci liberi nu vor trăi într-o țară care. Își pur și simplu disprețuiește propria modernitate. Și celor care încă se tem de regionalizare, băieți, regionalizarea nu înseamnă separatism. Regionalizarea înseamnă că lași autorităților regionale, autorităților locale, dreptul, dar și datoria de a gestiona corect niște resurse, niște atitudini niște oportunități, niște provocări. Asta nu înseamnă că nu există solidaritate interregională. Din potrivă. Și nici nu înseamnă că tu treci peste legile naționale. Așa cum legile naționale nu trec peste legile europene. Și când am văzut asemenea știre că guvernul o trebuie să se screamă, să facă în județul Ialomița, într-o comună de care foarte puține am auzit, da? axintele, să facă o budă pe românești asta se întâmplă, da? Vis-a-vis -vis de ce înseamnă cultura regională. Am aici niște cărți. Da? Prima e din 1872. În momentul când descentralizez, vezi că sunt și manuale pe băncile școlii. Vezi? Pe băncile, deja de la Sibiu, erau aceste manuale. Pentru că n-a trebuit să fie aprobat decât conținutul. În rest... Nu trebuie să facă nimeni 10.000 de, de uh, licitații, de șmecherii, ca să fie uh, pe băncile școlii niște manuale. Mai mult decât atât. Economia, dacă se încadrează în tot ce înseamnă, în tot ce înseamnă legi cadru, este perfectă. Uite aici, din Dej, din 1900, în românește, da? Repriviri din cercul economiei. Societatea Economică a Comitatului Solnoc Doboca. Lucruri faine. Și ca să mergem și mai departe, mai ales pentru, între ghilimele, patrioții care au impresia că se rupe țara dacă se întâmplă regionalizarea, prima culegere pentru popor, nu pentru elite, de cântece naționale, a fost scoasă de resortul de organizare al Consiliului Dirigent Român în 1919. Adică nimeni n-a spus, vai, există un Consiliu Dirigent, acum să ne rupem de România că s-a unit un an. Nu. Toată lumea și-a luat în serios rolul de a promova și de a gestiona trebile țării. Ce se întâmplă acum? Noi suntem prizonierii legii 2 din 68 al lui Nicolae Ceaușescu, la care au făcut județele. Da? Mai mult decât atât, suntem prizonierii și centralismului uh, democratic. Asta este o formulă de-a lui Lenin, folosită în 1919, da? pe care o preluat-o toate statele comuniste. Și pe de care n-am putut scăpa, pentru că a venit tovarășul Iliescu cu ideile lui că, băi, nu capitalism, un fel de perestroică, un fel de, de glasnost. Eu sper să meargă bine, bine uh, live-ul. Nu știu ce semnal e aici, da? Și mergem la următoarea. Da? Așa o să așteptăm dacă, dacă, guvernul trebuie să facă și budă în curtea școlii. Vă dați seama că trebuie să așteptăm noi ardelenii pentru autostrada Transilvania, că trebuie să aștepte moldovenii pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, că trebuie să aștepte oltenii pentru Craiova Pitești, că trebuie să aștepte bănățenii, dobrogenii și toți ceilalți ca să se facă ceva. Dacă guvernul este ocupat să numere hârtia igienică și capacele de budă din școlile patriei, despre asta este vorba, în secolul 21. Ești sau nu ești în secolul 21? Da? Mergem mai departe. Mergem, mergem la Academia Română, care o tras pe stânga, da? Și face semn cu farul, le scrie Hot News. propune naționalizarea pilonului 2 de pensii, impozit progresiv, taxarea giganților digitali, adică pe placul tuturor celor care trăiesc către Est. Și cine sunt ăștia? Sunt securiști și comuniști, scrie Newsweek. Și le dă fiecăruia un fel de. un fel de CV. E Da? Colaborator al securității. CNSAS-ul a, cerut recent curții de apel stabilească, da? Fost ofițer de securitate Daniel Dăianu toată ziua e la televizor și părinții lui au fost securiști, tatălui fiind colonel de securitate, maica sa locotenent colonel, da? Cadre PCR, dă să meargă, dă să meargă, școlite la Moscova, da? Președinte de onoare al secției, Tudorel Postolache, școli la Moscova, fost prorector al Academiei aia, zi, Ștefan Gheorghiu, da? Alt cadru PCR, al cadru PCR, al cadru PCR. Este normal ca noi să nu putem merge către, către capitalism cu oameni care n-au trăit niciodată în capitalism și mai mult decât atât, care au trăit extrem de bine și au profitat de toate avantajele nomenclaturii comuniste. Bun. Astăzi s-a adoptat și o chestie la prima vedere bună. Impozitarea cu 85% a pensiilor speciale, inclusiv magistrați, militari, polițiști, trebuie să meargă, parlamentari. Mulți au aplaudat. Eu zic să mai stăm un pic. Curtea, Curtea Constituțională va spune stop joc. Din două motive. Unul, cel subiectiv. Păi tovarășul valer de pierde numai la pensie 4500 de euro pe lună. Numai din impozite, îți dai seama ce pensie are. Toader, Tudorel, Slugărel pierde 4.000 de euro la pensie. Pe lângă asta, mai pune faptul că e făcută pe genunchi toată legea. Eu nu vreau să fac procese de intenție, dar eu sunt convins că unii s-au gândit că lasă să facem o lege proastă, dar de pică la Curtea Constituțională să ne bucurăm de uh, uh, pensiile speciale. Pentru că pensiile speciale sunt puse. Baricadate, cimentate în tot felul de acte constituționale. Și eu vă spun că numai prin schimbarea Constituției României, probabil cea mai proastă Constituție din Europa, se pot rade acele pensii. Și o să spun de ce. Cine intră în magistratură sau în poliție sau pleacă în teatre de operațiuni din Afganistan sau mai știu unde pleacă. Își face un traseu al existenței lui profesionale. Și el alege magistratura pentru că știe că, la final, cu toate opreliștele, că nu se bucură de aceleași drepturi, nu au voie să-și facă sindicat, nu au voie să-și facă o grămadă de chestii, da? Se bucură de o recunoaștere a societății pentru pierderea a o parte din tot ce înseamnă drepturi democratice. Dacă vrei să reglezi chestia asta, trebuie să o faci cu cap. Trebuie să o faci cu cap. Și o să vedeți. Cum altcineva decât vreun partid va ataca la Curtea Constituțională această lege, și Curtea Constituțională va spune că este neconstituțională legea asta. Eu așa am impresia. A existat, în prim, în, cu siguranță, un tip, singurul care a votat împotriva impozitării pensiilor speciale, este un deputat penal, da, scrie actual 24, trimis în judecată, cu șpăt și tot felul de chestii, care a trecut de la PSD la Partidul lui Voiculescu. Eu sunt curios cum rezolvă chestiunea asta, pentru că e destul de spurcat. E destul de spurcat și impresia e că în așa zisa elită românească încep să se colmateze conductele. Academia Română merge pe socialisme de astea tâmpite. Domnule, naționalizați pilonul 2. Păi, bă, bă, cum să naționalizez tu pilonul 2 când pilonul 2 înseamnă banii mei? E ca și cum i-aș pune eu în bancă. Și tu vii și spui, nu, domnule, ai statului. Nu poți. Pilonul 2 înseamnă bani privați, într-o companie privată. E ca și cum eu, aș, eu am acțiuni la un SRL din nu știu unde, și tu vii statul și spui e, naționalizare. Tu, Academia Română, tată. Vorbim de Academia Română care a devenit un fel de rezervor de dinozauri a al ălora care au rezistat bine și în comunism și în capitalism. Asta este. Tip pe care nu poți să-i bați pe umeri pentru că le sună tablele de securiști. O grămadă dintre ei. Da? Și vin și ne spun acum tot felul de aiureli și abureli. O dezbatere, iarăși, hmm. turbată, turbată. Parlamentul a interzis teoriile despre identitatea de gen. Eu chestia asta nu pot să o comentez pentru că nu mă pricep. Dar pot să constat un singur lucru. Exact ce zice Mircea Miclea. Da? Este prima dată după Evul Mediu când un organism legiu -le, legiuitor spune ce se poate preda și ce nu se poate preda în universitate. Asta făcea în Evul Mediu Biserica Catolică. Da? Acum o face Biserica Ortodoxă prin Parlamentul Ortodox. În Republica Ortodoxă România. Și aici este o discuție. Libertatea academică este mai presus de orice ideologie. Indiferent. Știi, atunci când Giordano Bruno a fost ars pe rug, n-a fost doar un eveniment. A fost și un semnal către toată lumea că libertatea de gândire, Înseamnă mult mai mult decât nevoia de a cere o aprobare. Nu discut despre identitatea de gen. Din punctul meu de vedere, e un subiect pe care vreau să-l dau, e treaba fiecăruia ce face sub lapuma. Însă, să vii tu Parlament, să spui, a discut în universitate, a nu discuți în universitate, înseamnă să-mi arăți mie că nu ești pregătit nici măcar pentru secolul 20, nici măcar pentru secolul 19. Nu, ai rămas în Evul Mediu, în stilul ăla în care Boiernașul venea și spunea, bă, mie nu-mi place cum uh, suflă satul ăsta. Uh, nu-mi place că tăți bărboș în satul ăsta. Ia rade tot. De ce? Pentru că așa vreau eu. Discutăm până la urmă și despre autonomia universitară. Acum au sărit universitățile să spună că nu poate încălca un guvern, indiferent care este el, autonomia universitară. Acum autonomia e bună? Și întreb asta pe o grămadă de universitari care până acum când auzeau de o autonomie, fa, ai vin un guri, vină ea, vină ea, vină vin Nu te ducă. Autonomia înseamnă să decizi tu în baza unor legi naționale, și în baza unor lege europene, ce faci cu destinul tău? Cu resursele tale, cu atitudinile tale, cum răspunzi unor provocări, cum fructifici niște oportunități, cum înțelegi solidaritatea între diversele forme de autonomie, da? Ei, acum autonomia universitară e foarte bună. Când ne arde la dește, brusc dorim autonomie. Vezi, astea sunt subiectele care trebuiau să fie dezbătute. Nu mă interesează care mândră s-a culcat cu nu știu care sportivă. Nu mă interesează ce-o purtat nu știu care cocalar la nunta unui manelist. Nu mă interesează. Astea sunt știri care, știi ce fac, îți demantelează practic orice dezbatere vrei să faci. Tu nu poți să pui o problemă cum e asta cu centralismul, lângă o știre că nu știu care manelist și-o lua nu știu care ce mașină decapotabilă. Sau că nu știu care șmecheraș și-o fost prins cu 200 la oră. n cum! Eu mă uit la televiziune franceze. Mă uit la televiziune de dincolo. Bă, tate, este o încântare! Adică acolo există oameni care discută extrem de ferm cu o mulțime de argumente și o mulțime de contraargumente lucruri importante. Și dacă te uiți, fii atent un pic. Uită-te când se iau interviuri oamenilor de pe stradă. Franța, Belgia, Germania, Italia, Spania. uite te ce nivel de discurs au. Un discurs elevat. De ce? Pentru că elita folosește un astfel de discurs. Da? Îi vezi vorbind, Pă, parcă îți vorbești un tip specialist. Da? Parcă îți vorbești un om care chiar se ocupă în domeniu. Nu, Îs oameni care au stat o generație și încă o generație la televizor, ascultând dezbaterile necesare unui popor. Noi am stat și ne-am uitat cum și o dezdoit portiera Becalii cu Levieru, la, nu știu ce, Merțana lui. Ne-am uitat la câți bani au făcut Adi Minune din nu știu ce nuntă. Am dat repede să vedem dacă Florin la o mai scos nu știu ce mania. Asta am făcut. Și la sărbători, după ce gătam cu manelele, băgam niște fasole cu ciolan și urlam deșteaptă-te române. Și după aia sfărăiam, liniștiți, așa cum sforăim de vreo 150 de ani. Până nu se schimbă paradigma prin care țara se uită în oglindă, până nu se schimbă paradigma prin care noi ne uităm în oglindă, să nu mai tot fezandăm, să o facem ca măsa lui alba cu zăpada, știi, mai îndoi acolo să mă arate mai slabă, mai arată acolo să nu mă arate așa de urechios, arată să mă arate frumos, da? Nu o să facem nimic. De ce? Pentru că naționalismul impus de toate autoritățile statului român de atâtea decenii, de un secol și jumătate, știi ce face? Creează un, 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 un flux, un supraplin de autoadmirație. Și ai impresia că dacă, dacă ești român, îți e de ajuns. Destinul se mulțumește doar cu faptul că ești român. Nu mai trebuie să muncești pentru nimic. Nu mai trebuie autostrăzi de EMSA cu autostrăzile lor. Școli, lasă-mă că doamnealem și lasă-i cu profesorilor să le dăm salarii mici. Și la medici, vezi tu acolo dacă cunoști pe cineva. Asta am făcut. Și pentru asta trebuie nu resetare. Radere și reconstrucție. Eu asta și să văd astăzi la televiziunile patriei dulce ca glonțul. V-am pupilițat. Sănătate!